mai fac, mi-a zis că eu, dacă ajung acolo, să plec din satul ăla. Nu stau în satul ăla, că nu am drept. Cum poți să spui tu mie că nu am drept că stai acolo în satul ăla? Păi tu nu ai cum să oprești tu omul din satul ăla, să-l fugăzi din satul ăla, că nu ai cum. Tu dă-mi un din nou. Poți să scoți numai afară din sat, sau dintr-un bloc, poți să scoți afară. N-ai cum să scoți pe mine dintr-un sat afară sau dintr-un bloc sau undeva. Sura asta... Nu, dar din loc nu dă-mi un bloc, din loc poți să scoți afară. Poți să scoți numai afară. De casa lui poți nu te poate da nimeni afară de acolo, mă, atâta timp cât sunteți căsătoriți, aveți dreptul. N-a zis nimeni că trebuie să te dea afară, nu a spus nimeni absolut nimic. Respect. Aveți dreptul. Ba da, a zis domnul Ladislav Alexandru că s-a ajuns acolo să vând casă și să plec. Cum să vând eu casa să plec de acolo? Păi eu nu vând casa să nu plec de acolo. Nu mă obligă el pe mine să vând eu casa să plec de acolo. Nu! El să vând casa lui să plec și el, că nu are cum mă obligă mie. Te respect, domnul Dilou, și mure sănătate, doresc. Doamne, domnul Dilou.